Timp de 3 zile, sala Clubului Sportiv Școlar Buzău va găzdui turneul semifinal de volei pentru juniori, la care participă 4 echipe. Formația gazdă este favorită pentru calificarea în faza finală a competiției. Anul trecut, CSC Buzău s-a clasat pe locul 2 și a devenit vicecampioană națională. După surpriza neplăcută oferită de cadeții de la CSS Buzău, care au ratat calificarea la turneul final chiar pe teren propriu, juniorii vor încerca să acceadă în ultima fază a campionatului. La turneul semifinal participă 4 echipe: CSM, CSS 2 București, CSS Galați, Tomis Constanța și CSS Buzău. Calculul hârtiei dau ca favorite formațiile din Constanța și Buzău, însă antrenorii Georgiana Constantin și Marian Boldișteanu sunt precauți după eșecul cadeților. Este singura serie în care joacă 2 echipe de pe primul loc. Singura grupă semifinală care joacă, și asta înseamnă că ne desparte pentru turneul final. În cele 2 grupe care se vor face în turneul final, așa nu vom mai juca cu Tomisul. Care Tomisul presupune că nu va pierde niciun set în tot campionatul, nici nu a pierdut și nu va pierde. Deci este favorită și certă la titlu. Zic eu că e o semifinală dezechilibrată între 2 echipe foarte bune și 2 echipe mai slăbute. Anul trecut buzăienii au obținut medalia de argint după 4 victorii și o înfrângere. Antrenorii formației noastre speră să repete performanța din 2013, pentru că titlul de campioană se pare că este deja adjudecat de Tomis Constanța, o echipă care are în componență jucători ce evoluează cu mult succes în Liga a doua de seniori.